15 din 21 martie 2022. Ședința este legal constituită, participând majoritatea consilierilor locali în funcție. Sunt prezenți 11 consilieri, lipsește domnul Zărnescu, domnul Menite, domnul Oprea și doamna Stanciu. Fiecare proiect de hotărâre este însoțit de referatul de aprobare de la partea compartimentelor de resort și de avizele cu caracter consultativ ale comisiilor. În conformitate cu prevederea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ, dacă aveți un interes personal în problemele supuse dezbaterii și votului, aveți obligația să anunțați la începutul ședinței de astăzi. Hotărârile adoptate cu respectarea acestor dispoziții sunt nule de drept. Da. O să dau citire ordinii de zi a ședinței de astăzi a Consiliului Local Helegiu. Punctul 1. Aprobare a procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Helegiu din data de 28.12.2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a Comunei Helegiu pentru anul școlar 2022-2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local ce vor fi desfășurate în cursul anului 2022 de către beneficiarii ajutorului social acordat în baza legii 4216 din 2001 privind venitul minim garantat. Proiect de hotărâre pentru aprobarea programului de măsuri privind gospodărirea localității pentru anul 2022. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie-aprilie 2022, inițiator primar Enea Nicu Ciprian. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul al doilea 2021 și stabilirea programului de măsuri pentru eficientizarea acestei activități. Inițiator primar Enea Nicu Ciprian, proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statutului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului, structurilor, serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Helegiu, inițiator primar Enea Nicu Ciprian, proiect de hotărâre privind nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul Comisiei de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale ale Secretarului General al Comunei Helegiu, inițiator primar Enea Nicu Ciprian. Ultimul punct, diverse. Cine este pentru? Trecem la punctul 1, aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Helegiu din data de 28.12.2021. Cine este pentru? Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a Comunei Helegiu pentru anul școlar 2022-2023. Inițiator primar Enea Nicu Ciprian. Da, după cum ați și dumneavoastră, primul bună ziua și la mulți ani pentru unii am răzut la 2022. Să fiu sănătos și să îmi doresc. Am citit și dumneavoastră proiectul de hotărâre, nu se modifică nimic, rămânem la fel cu aceleași școli care funcționează și în anul școlar 2022-2023. Sperăm că în viitor va rămâne măcar așa, în timp de proiect să modificăm școala. Da, cu aceleași școli, cu aceleași clase. Da. Pe această cale chiar vă mulțumim tuturor, domnului vice, domnului primar și domnului director. Cine este pentru? Dacă nu mai sunt alte discuții? Sunt. Da? Bine. Da, la ședința de anul trecut am avut în discuție reînființarea grădiniței pe vale. Mi s-a promis că anul ăsta se va întâmpla. Înțeleg că nu. Am văzut documentația care a fost transmisă. Nicăieri nu scrie care sunt efectivele pe fiecare unitate școlară. Dacă puteți să ne spuneți totuși care sunt efectivele, cam care ar fi numărul de copii pe vale, cam câți copii sunt la fiecare școală coordonatoare sau la fiecare școală, cred că ar fi fost necesar să știm și asta. Un total de 378 de copii la nivel de comună. Nu am acum. Știu că la Drăgugești, sunt 40 și ceva de copii, două grupe de grădiniță la Drăgugești,
Am insistat foarte mult să ni se aprobe și grupa mică. Grupa mică nu e obligatorie și doar trebuie dovadă se putea renunța la un post de educatoare. Am insistat și mi s-au aprobat. Numărul de copii pe vale la grădiniță e un număr foarte mic. Deci nu se poate aproba ca și locație pentru un număr foarte mic de copii. Nu e o grupă. Poftim? Nu e o grupă. Nu. Nu, 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 copii, exact, cam așa, care vinde pe vale. Asta ar fi o problemă. Și nici ei nu frecventează. Nu că nu ar, nu ar avea. Ei nu frecventează pentru că motivează că nu pot veni pe distanța școlar, mare. Microbuzul școlar merge până la domnul Crențu. Deci da, până acolo se ajunge microbuzul. Discuția era să ajungă până mai la intersecția cealaltă. Tot în ședința precedentă, da? Măcar de la școală. Păi de la Prințul până la școala pe Val, eu zic că totuși e o distanță. La cu 3 ani se ajungea pe jos până la școala din centru, dar nu asta e discuția. Astăzi noi ajungem cu microbuzul până la Prințul pentru că nu ne permitem să încurcăm și mai mult lucruri. Avem un singur microbuz care nu funcționează zile, știți cu toții, acea microbuz de 2007 și avem un contract de închiriere cu un microbuz pe care îl folosim de vreo 2 ani zile să închid școala de la Bătira. Se suprapun cursele și nu putem să începem orele în funcție de copiii din vale sau din funcție de alți copii la ore diferite. Nu ne permite cât începe orele școlare la ora 8-20 sau când începe la IBG-ul. Repet, nu sunt copii foarte mult pentru a se înființa o grupă pe vale. Asta e un punct de vedere. Și al doilea punct de vedere care este și mai important din punctul meu de vedere este localul, care nu corespunde. Chiar dacă a fost renovat, am schimbat tabla, am schimbat geamul și ușca, iar sub orice critică, totuși cele două cameruțe de acolo nu corespund, din punctul meu de vedere, și nu numai al nostru, al DSP-ului, să funcționeze acolo o grădiniță. Nici nu știu regimul, adică eu știu, dar știu și dumneavoastră a clădirii respective, clar nu corespunde. Și dacă aș fost copii, cred că am reușit în fel sau altul să amenajăm o sală de clasă. Dar sunt copii puțini. Eu știu, știu și pentru că merg zile din comună, cei din pe vale își doresc să ajungă mai ușor și să li se faciliteze accesul la școală și eu îmi doresc lucrul ăsta și ca profesor, și ca om, și ca edil, și ca orice. Știu că învățământul este foarte important. Din păcate, învățământul sunt cele mai bune. Ne străduim. O să vedeți bugetul de spămână de ori și să vedeți că nu e rost deloc din ceamul acesta și nu doar la Hedegeu și în toată țară, deci întreaga lume sunt probleme. Am încercat să înființăm o grupă, ne-am fost luptat, în cașca cu inspiratul școlar. Cei 6-7 copii nu pot forma o grupă care înseamnă cheltuieli de bus, înseamnă un candidat din plătit acolo, înseamnă cheltuieli de încălzire, de întreținere, de curent electric și de alte factori. Încercăm să vedem cât putem în sprijinul lor, am avut discuții cu părinții, sunt părinți care mai folosesc mașini personale, mai vin pe jos. Acum știți cum, și dumneavoastră și toți consilierii de aici au făcut naveta la școală de perioada din 2001 cu toții. Nu aveam autobuze școlare, alții veneau din Ciunci, alții veneau din Ciuntea de Sus, alții veneau din vale, pe dealul bisericii și ajungeau la școală, fără microbuze, fără cheltuieli pe care nu ne permitem astăzi. Să știți că de lemn, pe legiu, nu de lemn, pe legiu, Brătila și Drăgugești, mare parte din copii ajung la școală astăzi cu transport electric. În fiecare zi. De la putea la toți. Se ia copiii de la poartă sau de puncte fixe. La fel și la elegiu pentru că tot. Pentru a evita, de când a fost înrocirea de la Pata Lubicani, am încercat să-i luăm de la postul SMA, să ducem la școală, să nu mai meargă pe jos, că nu există parte caruzată pe DN-ul cu zona respectivă. Noi n-am putut face o alei pietonală, pentru că mi-aș fi dorit și acolo. E podul acela periculos. Și în capătul Bălăneață. Cei de la Bălăneață, la Bălăneață, așa este. Este destul de greu, pentru că, v-am spus, folosim de multe ori un singur microbus școlar, cu care trebuie să facă 2-3 transporte, că transportul că nu poți să-i încarci pe tot într-o singură cursă. Da, tocmai de asta spuneam că era mai ușor să fie o grădiniță acolo. Nu știu de ce spuneți că sunt 7 copii. Eu știu că doar o familie avea 4 copii. Mă rog. Da, ne la școală, de copii, unul, patru. Cei care ne grădiniță până la 6 ani sunt în jur de 6-7 copii. Da, voiam să-l întreb totuși pe domnul director dacă este în condițiile învățământului online, în condițiile în care la nivel național se vorbește de un abandon
un procent masiv. Nu înțeleg eu? Abandon școlar din până la... Nu avem abandon școlar foarte mult. Nici dacă avem 5 copii care au abandonat. Chiar și în ultimul an. Deci în ultimul an, care ar fi cauza? Cauza e familiar. Familia? Da. Familia. Să lăsați singuri? Plecați părinții, plecați părinții? Da, sunt plecați părinții. Avem chiar în Drăgujești un copil care e român. Da, abandonat. El este înscris în clasa 8-a. N-a frecventat nici măcar o oră, nu o zi. Așa. Vorbim cu părintele tot timpul. Nu, refuză să vină la școală. Iar părintele spune că el nu are autoritate în fața copilului. Este acea persoană care a murit copilul spânzurat. Și băiatul ăsta l-a găsit pe fratele lui. Probabil are un șoc, nu știu ce s-a întâmplat cu băiatul ăsta, deci el este unul dintre copiii care în ultimul an a abandonat școala. În rest, așa vedem acele două caze de copii care au foarte multe absențe, dar... S-au întors la școală, li se vor încheia mediile la deciziile la care au rămas situația încheiată. Avem teren deci li s-au oferit condiții, pentru că la unul dintre băiețelul de la Deleni, părinții au plecat în străinătate, apoi s-au despărțit, le-a luat o altă casă. Bineînțeles că copiii stăteau singuri într-o altă casă, da? Așa, erau proprietari, așa, trimiteau bani și bineînțeles cu altfel de ocupații. Nu putem pune problema transportului, adică nu putem pune problema, nu ar putea ajunge la școală și în cauza aceasta au abandonat. Nu, pur și simplu, prea voință și... Bine, spun asta în virtutea faptului că, până la urmă, este problema socială a comunității. Un copil care din clasa 6-7 nu mai merge la școală, nu știu ce perspectivă are să fie un copil, un om bun în societate. Și până la urmă va deveni și mă întreb în sensul în care putem face ceva noi în sensul ăsta sau nu putem face nimic. La școală aveți un psiholog? Da, avem psiholog. Și vin? Consiliază. Da, bineînțeles. Nu, copiii ăștia cu probleme vin? Sau să meargă? Dar ei au probleme și frecventează școala, într-adevăr. Deci au o goală de consiliere, dar dacă ei nu vin la școală, pe cine se consilieze, domnișoara psihologă? Deci dacă ei nu frecventează. Oricum, doamna dirigintă știu că vorbesc de copiii de la Deleni. Tot timpul au trimis în științări scrise părinților. Am fost și noi personal. Scrise și personal, da. Iar părinții asta spun. Și mai avem o autoritate asupra lor. Două cazuri de abandon. Să zicem abandon. Acel caz roman, care n-a frecventat absolut deloc anul acesta și băiatul de aici, la Helegiu, care are probleme și cu poliția, nu scapă numele. Costișanu. Care e și plecat. Da. Deci a fost anunțat și poliția. Acolo avea vorbim familiară, părinții. Așa cum ultimele luni n-am mai venit. Calu Irina este mai. Nu, are 2-3 zile. Ce drăguț. Bine, am văzut că am locat acum băieți de la Deleni care am văzut zilele astea, dar eu de atunci când mi s-a întâmplat, eu nu mai discut cu ei pentru că nu mai vreau să mai discut. Dar am văzut la școală. Sperăm că va fi bine. Na. Și nu numai eu am vorbit. A vorbit și doamna Oana, a vorbit și doamna Redea. Pentru a-i convinge, pentru a-i ajuta, le-am mai dat un... o mână de ajutor. Nu, zic din perspectiva noastră, poate și la modul cumva de asta, că dacă putem să-i ajutăm. Nu știu cum am putea să-i ajutăm, v-am spus, vorbim cu părinții, da. E ca și cum am vorbit cu părinții. Eu nu știu ce s-a făcut, de asta v-am întrebat. Am făcut toate demersurile posibile. Am înțeles, da. Ca și efective, care școală are efectivele cele mai mari? Drăgujești. Drăgujești tu? 140 și... Și de Leni? Puțin. Cele mai puțin, da. Da, nu știm, și o spun aici, nu știm ce se va întâmpla după de rețeaua școlară cu grădința de la Brătila. Pentru că și acolo vor fi foarte puțin copii. Deci anul ăsta, acesta, școlar 2022-2023, avem o grupă de 12 copii. La limită. Exact, limita limitei. Și trasă de păr. Iar următorul an, nu mai sunt copii. Pe vale sunt mai mulți, vă asigur. Da, mă rog.
Da, vreau să fac și o precizare vis-a-vis de înființarea grădiniții pe voie. Deci motivul nu este nesusținerea noastră sau nedorința noastră, ba din contră, astăzi, pentru următorul an școlar, din 2023, până astăzi, urmă analize făcute și discuții, domnul director, și discuțiilor făcute la inspectorat, pe Drăgugești, precizez foarte bine, pe Drăgugești, eram în situația să ajungem doar la o singură grupă de copii. Deci pe Drăgugești, pe total. Așa că degeaba aberăm cu un efectiv de grupă pe școală de vale. Deci noi suntem la limită de, am făcut tot ce a putut noi, lobby sau ce numesc dumneavoastră. Și de-aia ne-am mulțumit doamna consilier, știi, de cunoaște bine situația, atât eu cu domnul primar, să menținem două grupe pe Drăgugești, adică grupă mică, grupă mare. Domnul director poate să confirme. Deci cauza nu e asta alta decât lipsa efectivilor de copii. Adică să înființeze o grupă de copii, trebuie să ai un anumit număr în care să poată fi finanțat și plătit acel educator. Noi ne-aș fi dorit, eu sincer ne-aș fi dorit să avem două grupe la... Și cu siguranță, cred că am găsit soluții și împreună cu toții, fără doar și fără poate, să facem, să aducem școala la starea care ar trebui, dar să avem pentru ce. Adică astăzi că nu ai și nu ai efectiv pentru o grupă, nu poți să... Adică cum ar fi să venim acum în faza dumneavoastră să facem... Avem în lista, urmează bugetul. Și vrem să facem investiții și facem investiții în școala Vale. Sunteți de acord să cheltuim bani acolo pentru ce? Dacă nu avem efectiv, adică nu avem copii, nu suntem în imposibilitate, indiferent ce am spune, cum am tratat-o, cum am abordat-o, suntem în imposibilitate de a înființa o grupă pe motivul cel mai serios și adevărat, efectivul copiilor. Deci și perspectiva? Hai, poate acum să zic, că anul ăsta... Să dea Dumnezeu în 2024 să avem mai mulți copii care să intre acolo și vedeți cu siguranță singuri, împreună cu toții, doar unul singur o să putem face treaba asta, eu sau domnul, da? O să facem, să investim în școala aia, sau indiferent care altă școală din comuna noastră, dar să avem pentru ce aia este. Deci noi am făcut, repet, făcut lobby să susținem cele două grupuri la Drăgugești. Ceea ce spune domnul director, că o să ajungem într-o zi și la Drăgugești, că nu o să avem o singură grupă sau poate nu o să avem nicio grupă. Deci, nu știu. Natalitatea este foarte mică, doamnă. Adică avem an, întrebați preoții, că dumneavoastră fac contabilitatea primară, la natalitate, sunt ani în care s-au botezat 3 copii la școală de unde. Vin din altă parte, nu o să vină nici nicio copii. Dar nu știu de ce simțiți nevoia să repetați lucruri care deja s-au spus. Deci toate lucrurile astea s-au spus deja. Păi, dar dumneavoastră, ce ați repetat că noi nu susținem înființarea unei grădinițe pe vale? Deci, dumneavoastră spuneți că nu sunt 12 copii pe vale și eu aberez. Da? Așa spuneți, că nu sunt 12 copii de grădiniță pe vale. Și ce spun eu sunt aberații. Pe aceeași grupă. Păi da, dar cele amplătirea sunt pe aceeași grupă? Sunt simultan. Și cum să faceți? Să desființăm grupurile din centru și ducem pe vale? Dar de ce să... Eu am spus pe vale. Pe vale. Da, mulțumesc. Da, domnul Ștefan. Problemă cu căldura în școala de Drăgugești. Am înțeles că ar fi o problemă cu căldura. Da. Da, adică nu se pare la 10-15 grade să se ia copiii. Dacă pot să iau cuvântul. Apropo de căldura, astăzi la ora 6:30 am fost la școala de Drăgugești. Da, astăzi a fost 0.30. Nu mai am fi. Problema cu căldura este în felul următor. La ora 6:30, temperatura în cazan era de 73 de grade. Era cald în școală. Problema care se pune este că nu este izolat. Podul nu este izolat. Anul acesta o să încercăm să facem în așa fel încât să nu se mai piardă căldura. Una mână. A doua la mână e problema și a copiilor. Geamurile sunt deschise după ora 2, geamurile sunt deschise. Bine, se face irisire. Ușa deschisă, ușa afară deschisă. Toată căldura se pierde. Am încercat să le spun și copiilor să mai țină ușa închisă. Când ies afară la toaletă, închidem ușa. Nu, acolo, deci, e vorba și de copii. Am să fac o ședință cu părinții în teren și am să vorbesc cu părinții să învețe copilul în momentul în care ieși. Mai ales că perioada iernii. Trebuie să, nu știu, să avem un pic grijă. Stați liniștit că nici părinții nu știu și închidă ușa, că la cabinet medical vin mai mult părinții. Căldură se face. Copiii și obiceiului de ușa. Apropo de astea, nu avem, mi s-au luat 3 foste. Noi nu avem, avem un singur fochist pe școală. Un singur fochist care vine la 3:30,
verificați în camera la Drăgucești. Și am înțeles că la Drăgucești a fost vorba de marți, când am venit după 3-4 zile, da, cam stat acasă. La ora 3:30, luam de cameră, când vine și face foc. Noi am învățat. Am învățat mai gros. Nu, dar zic așa, unul ceam pe la ora 2, n-are mai disciplină. Până anul acesta au fost câte 2 fochiși pe fiecare școală. Nu s-a mai luat postul pentru că e aceeași problemă cu numărul mic de copii. După cum știți, finanțarea este în funcție de ele. S-au aprobat câte un singur post de fochiști la fiecare școală. Unul la Elegiu, unul la Drăgucești, unul la Delen, unul la Brătila. Clar, atunci când sunt unchiile prelungite, așa cum a fost acum de vineri și până marți, când luni a fost liber, martinea a fost minus 19 grade de vârcii, da, la Elegiu, a fost destul de rece. Cred că asta e o zi una din cauze. Noi acolo am trecut, am investit și am cumpărat, sau cu 2 ani, cred, centrală nouă. Dacă ea avea 70 de grade, înseamnă că centrala funcționează. Clar, e o vină și a fochistului. Eu nu cer să-l scot, că îl cunosc destul de bine, știu că are și el pare de vină acolo. Ar trebui să-și dea mai mult silința, mai ales că sunt niște bănuți care e zilnic, lunar, beneficiezi toate drepturile, vei ieși la pensie de acolo și cred că puteți veni de acasă și luni și marți, fac câte un foc și duminică, ca marți copiii să aibă căldură în săr. O să am un chemat, de fapt, de merg la primărie pentru luni, o să am zis și eu cu domnul Antohi să nu mai zic de problemele astea, mai ales că e normal ca un copil să stea în frig, în situația în care noi, autorități locale, director și dumneavoastră consilieri, aprobăm în fiecare an un buget pentru școală, pentru lemne uscate, va veni februarie-martie. Nu le tai nimeni la bestii ca cu 30 de ani, stăiate la slujba așezate, puse în magazini uscate. Nu văd de ce n-ar fi căldură în școală. Atunci înseamnă că e o problemă a celui care gestionează, să spun de fel, sau altul, în parte de căldură. Acolo, speța, fără. Și nu numai. Repet, pentru fi plătit doctori, acum pentru că nu are ore suplimentare, pentru fi unul singur și nu mai sunt doi, și acum erau de obicei și erau o continuitate a focului. Astăzi se oprește vine de la 11 și recordește luni la ora 3 dimineața la 4, sau până a venit focul, până se încălzește, până pleacă pompele, s-a făcut 7:30-8, normal că din copii în clasă sunt 13 grade, 14 grade. De luni, problema este rezolvată. Nu sunt tendențioasă, la modul cel mai serios. Am visat sau a fost depus un proiect pentru eficientizarea energetică a școlilor aici? Noi nu putem depune, pentru că școlile noastre au fost reabilitate și sunt cu polistirene protejate termic. Încerc pe Vale acolo, am avut o discuție pe PNRR, am încercat cu sediul de la CAP. Iar o discuție cu un consultant pică, pentru că nu avem dovada terenului și nu putem face investiția. Am discutat legal de școala de la Brătila, școala asta, care astăzi am protejat-o cât de cât. La fel, nu e luat în calcul pe obiect, pentru că este o clădire nouă, adică se vorbește doar clădiri picate până în 2000 pentru eficientizare, chiar am în față planul de reziliență. Școlile nu le putem băga pe... Dar școlile noastre nu arată rău, mai avem școli bune în comună, școli izolate, apropo de pod, de mansardă, da, de acolo. Da, nu știu care de mare podul. A fost o scăpare. Nu e vorba de scăpare. Când a fost reabilitată școala. Nu, știți? A fost școala. Nu, știți? Nu, știți? Nu, știți? Nu, știți? Nu, știți? Nu, deci chiar nu știu cum e ce este în pod acolo, pentru că eu știu că școala Tadelia, am profesor la Drăgucești, în 2002-2003, când școala a fost reabilitată prin Banca Mondială. Știu că un pod există poate era, dar acum că se trebuie prea subțire, că mai trebuie pus, o să discutăm, încercăm o soluție și o să dublăm poate aceea minerală pe pod. Da, de exemplu, la Delen face și sâmbătă, face și duminica, omul de serviciu stă și la ușă, mai închide și ușa, o mai ține, îi mai ceartă și pe copii. Mai... Deci sunt lucruri care se pot rezolva și acolo, dacă e bună voință din punctul de vedere. Și la Băsălești femeia de serviciu e fochist. Da. Deci se poate. Deci se poate, dar, na, sunt probleme de acolo. Păi nu le se mai dă ore suplimentare, dar oamenii vin care îi dedica cu locul din muncă, da. Deci nu este să se poate. Deci au venit și toată vacanța. Nu este ceva imposibil. Da. Dacă nu mai sunt discuții, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Eu mă abțin. Să abținem.
Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local ce vor fi desfășurate în cursul anului 2022 de către beneficiarii ajutorului social acordat în baza legii 4216 din 2001 privind venitul minim garantat. Inițiator, primar Ghinea Nicu Ciprian. Da, vorba de legea 416, cred că nu zic așa la ei, dacă am discutat pe noi, în 2001, nu știu că au fost discutii și în ședința trecută, în care eu n-am fost prezent, am fost la o ședință la Bacura, prefectul la care vreau să ajung, cei de la NRE. La legiu, avem 55 de beneficiari de ajutor social, din care doar 33 sunt buni de muncă, apți de muncă și care sunt folosiți atât că se poate, timp cu toții, că cei care beneficiază de ajutor social nu sunt oameni medicati, pot lăsa foarte, foarte mult la muncă, că dacă plăcea munca, mergeau la muncă, în sănătate sau la diferite locuri de muncă pe care le oferă astăzi diferiți angajatori. Repet, din cei 55, doar 33 sunt de tot timpul de muncă. Aveți acolo o listă, pentru că am cerut oamenii secretari să fie teletransmis către dumneavoastră și numele celor care beneficiază de ajutor social. După cum știți, de ajutor social beneficiază toți cei care nu au venituri și bunuri care trebuie provenit. Nu ne putem opune la cerere depuse de solicitanți. Eu zic că suntem un caz fericit. Hilegiu, am fost mereu, unde numărul celor care beneficia de ajutor social nu este foarte mare, în comparație cu numărul locuitor, de exemplu, sau cu comunii din vecinătate, unde numărul lor sunt de câteva sute. Nu intenționez și nici nu doresc să încurajez leina, să spun așa. Dacă aveți întrebări dumneavoastră, doamnă Bărit. Apreciez faptul că ne-ați comunicat și lista beneficiarilor, cei care prestează muncă în serviciul comunității. Ideea era să ne fi comunicat pe toți, chiar dacă numai 33 sunt ați... Da, da, pe muncă. Și vreau să întreb de... Era un om, un caz special, care l-am discutat anul trecut, undeva tot în iarnă, care era la urgență și căruia trebuia să-i plătim. Ce s-a mai întâmplat cu acel om? Am făcut dosar? Și acum acel om, nu știu la care vă referiți, dar vă dați care este... V-ați privat. Tănase și acum este... Beneficiază și acum. Tănase și acum. Nu știu dacă se numește localul. După timpul fiecare unul 3.200. Da, prin angajamentul respectiv. Da, se vă duce bine la acel. Acolo, în continuare, este la pat, nu se vede mobilizat, nu se deplasează. Ghinionul nostru este că nu are domiciliul pe HLG-ul, iar conform legilor în vigoare, noi trebuie să le asigurăm aceste condiții. Nu avem lucruri, chiar dacă în fața nu-mi place. Mie, sincer, să spun, nu vor nu bine și chiar n-aș vrea să se repete în caz. Pentru că nu e ușor să dăm aproape 50.000 de lei din buget pentru o persoană care viața lui nu a fost interesat. Nu, dar 5 bani. Dar nu vorbim de cotizații. Să asigurăm un cuib acolo, bătrâneții cu fiecare cu ei au avem acest. În fine, așa stau lucrurile la de la acel Tănase, nu știu cum îl cheamă, ca să fiu sincer, Tănase e... Adrian. Nu este foarte în vârstă, nu știu eu, are un jur la 60 de ani, nu știu dacă 60 de ani, 58 de ani. Mai trăiește, da, am fost la fel la am fost 3 luni și mă aștept să întâlnă, de fapt, de-a fost la orice, să nu mai trăiască, dar să se facturezi, în continuare, pe 2-3 ani, da, trăiești. Da, da. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre pentru aprobarea programului de măsuri privind gospodăria localității pentru anul 2022, inițiativă primar Ionicu Ciprian. Da, este un program cu care noi trebuie obligați fiecare an să-l supuneți spre aprobare. Și ne-am dorit să ne implicăm mai mult și noi, și dumneavoastră, și consătenii. Eu sunt destul de nemulțumit și nu sunt supărat pe ce se întâmplă în comună, pentru că eu țin la comuna mea, așa cu cine și dumneavoastră. Din păcate, parte de la o lună la altă, de la o zi la alta, se înmulțesc pe cei care, mă, cred că și mass media, cred că și televizor, cred că și noi, uneori, avem interes să mai băgăm un fitil așa. Și nu sunt mulțumit de ce stă pe comun, legat de curățenie, legat de întreținerea unui trotuar, legat de întreținerea unui șanț, legat de întreținerea unui utilități pe care la DRN o aia astăzi și alții nu o au poate în oraș, legat de canalizări. Am ajuns să scoatem din stația de pompare bucăți de cărămidă spartă, bucăți de BCA. Nu vă spun că au aruncat inclusiv borhotul.
Deci borbotul de la Țuic a fost aruncat în canalizare, iar pentru că sistemul de canalizare a fost gândit pe bază de pompe și că sunt 5-6 pompe care funcționează pe tot sistemul, vă dați seama că se înfundă, pentru că faptul că se înfundă, dă afară mirosul, dai că iarnă și ne-au așteptat că a fost iarnă, nu-i convine nimănui să stea în poartă cu mirosul respectiv. Intervenția noastră, care nu poate fi atât de proprie, chiar dacă ne dorim, acum avem și o vitanjă dotare, dar s-a întâmplat acum 2 săptămâni, în afară erau minus 9 grade, minus 8 grade, am spart și pompa, pentru că nu poți, băieții care i-au lăsat dotate nu sunt specialiști în vitanjări și în... Se chinușe să faci așa cum poți, vorim în fermele respective. Vă dați seama pompa aceea când se blochează, fiind în tensiune, arde și pompa. O pompă costă între 6 și 10 mii de lei, pentru că pompe cu pe 380, cu capacitate mare și cu tocători și cum trebuie să mai fie. Nu se înțeleg, am făcut afișe, am încercat să merg personalul, tot colegii mei. Domnul primar, dar nu pot fi identificate aceste persoane și amendate. Nu ai cum să identifici, pentru că sunt legați la canalizare, la DLN. Astăzi avem legați la canalizare în jur de 70% din populație, să spun. Afară de strada Bălan și capătul acela de stradă de la Maron la Vale până la Iasa. Toți ceilalți sunt așa la canalizare și fără șez, nu ține ce nimic, adică strada bisericii este canalizată, strada mobilă este canalizată, strada principală și jumătate din strada Baciului este canalizată. Nu poți să ai control, omul de la canalizare, de la toaletă, de la bucătărie, de la bucătăria din vară, nu știu, nu înțeleg. Gura de ieșire, gura de ieșire nu se poate avea acces la ea, să se pună un rătar. Gura de ieșire la fiecare persoană în parte. Da, se poate, dar se intră la fiecare cămin. Știu, dar atunci s-ar vota lui. S-ar vota la el. Da. Nu e o idee, dar să fie ei obligați. Să fie ei obligați comunei, pentru că deja se cheltuie foarte mulți bani. Deci ne-au stricat pompele. De fiecare dată când trebuie la pompele. Ai pus doi oameni, a făcut la toate cărunii chestia asta. În concurent că se pune negativ 3, 4, 5. Da, 4, 5. Și nu ai dat la fiecare dată 6-10.000 de lei de pompe și pe toate. Dar nu se poate pune grătar. Nu există treaba. Nu sunt treaba. Care sunt legați pe țeavă și acolo sunt. N-ai cum să pune grătar. Se prinde o hârtie, azi, vână, mâine și îmi pune. Dar nu e inclusiv ploveri, pantaloni. Să imaginați ce găsesc. N-ai cum să pui grătar. Nu trebuie să curgă din grătar. Eu ca să fiu... Nu m-am un pic, vă rog. Eu ca să fiu... Cred că e și un interes. Și eu ce nu-mi place să spun lucrurile astea, dar nu pot să înțeleg dacă ți-e ușor să arunci, să spunem, borbotul. Că nu-l dă nici măcar în curte, nu-l dă în curte, nu-l dă în seara, am găsit și loc în unele. E simplu să ridici capacul de la canalizare și să arunci direct în cămin. Și atunci nu mai are nicio treabă plasa care pui la curația de 110. Asta e una. Dar ce să caute bucățelele acele de BCA? Rământat cupuri, spate cu ciocanul, asta nu înțeleg. Și numai că e băgat acolo în pompe. Că am luat un capul anul ăsta să luăm și niște camere de astea mobile. Eu cred că e cineva care își bate joc de angajatul nostru, poate și de voi. Nu dacă a fost, nu cred că o face. Lai-ți un pic să ne oprim și poate. Nu cred că o face intenționat, dar poate și trebuie să ai de joc, poate nu știu. Ca o poleță pe cuiva. Deci am scos prima trecută bucăți de pe ceași de cărămidă din căminul de la Bărcăcea. Da, ne întoarcem la proiect. În fiecare an fixăm un program de măsuri din bătălea localității, sunt aceleași măsuri care sunt să le găsesc și la cei de autor social. Încercăm, ne dorim să arate mai bine comuna noastră, să fie mai curată, să avem șanțurile mai îngrijite. Mă gândeam în tot felul, cu niște premii pentru gospodăria cea mai îngrijită, pentru, nu știu, să venim în sprijinul lor, să venim în... să-i dăm exemplu, să mă ajutați și dumneavoastră într-un fel sau altul, pentru că nu-mi place. Avem asfalt toate drumurile principale din comună. Ne putem mândri astăzi că avem în comuna noastră drumul asfalt până în capătul comunei, puțin a drumului pe vale, dar se oprește la prețul. În afară de Bătila, și Bătila doar partea aceasta de Ciortea, de la biserică în sus, peste tot, tot ce înseamnă fața porții nu arată bine deloc. Dar deloc. Adică, așa cum îți place în curte să ai un pavaj, o casă frumoasă, plățit din bucătărie, s-ar părea normal și ar fi foarte frumos acolo unde avem șanfe betonate și asfalt, să găsim o floare, să găsim un gazon verde, să găsim o, nu știu, o tuia.
așa ar fi corect, așa ar fi normal, nu înțeleg ce cauză nu pot să facă lucrul ăsta, iar eu, sincer să fiu, nu bine să cu fiecare de fiecare dată aceeași vorbă. Am spus când eram viceprimar și acest situație lucrul ăsta și nu am văzut știi lucrul ăsta. Dar, în păcate, nu s-a schimbat nimic. Nimeni nu vor să se schimbe. Eu simt așa un rău ca anumit, să știți. Nu doar la Chilegiu, simt peste tot. Și cred că toți sunt tot în țara asta și în lume, ne-au înrăit, nu ne mai respectăm. Nu ne... Da, nu, e să vină primăria, să vină partidul, să vină guvernul, să vină viață. Nu vă spun ce am vrut acum și la lume. A fost destul de mult și am văzut și vin și continuă zi de zi, care nu au beneficiat și au depus o sală în prima serie, vin și a doua serie. Degeaba explică dacă nu ai documente de proprietate, nu beneficiezi. Dacă am mult de 2000 de metri pătrat, așa nu beneficiezi. E vina primarului, a viceprimarului, a primăriei, hoții de la primăriei care nu vor să le dea dreptul și... Vreau să mă opresc aici. Dacă sunteți puțin pentru acest proiect, supunem la vot cine este pentru. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, aprilie 2022, inițiator primar Enrico Ciprian. Cine este pentru? Da. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul al doilea 2021 și stabilirea programului de măsuri pentru eficientizarea acestei activități. Da, după cum a studiat și dumneavoastră, pentru că acum dacă ați dat de pinge, dacă ați fost interesați, chiar am venit să ne și memorați cu toți sau altul, pentru că e posibil să mai fi întrebați de unii beneficiari, dacă știm câte hectare are comuna noastră, cât avem intravilan, cât avem extravilan, ce populație avem și ar trebui să le știți. Funcționăm cu trei angajați. Domnul Adeleanu a ieșit la pensie, dar trăgea contractul pe perioada 2022, pentru că am mare nevoie de dânsul. Chiar vreau să ajung la proiectul respectiv, pentru că, după cum știți, suntem singura comună județul Bacău, care anul trecut am implementat un proiect împreună cu firma care a câștigat licitația și care își dorește enorm de mult să ducă la capăt, iar nouă ne-ar fi de mare ajutor, pentru că avem cea mai mare problemă de fond funciar și de județul Bacău. Lucrăm la cadastrarea generală și gratuită a întregii comuni. Vedeți zilnic mașini de Eurocat, vedeți cine vine la primărie, că cel puțin anul acesta în fiecare zi cei de Eurocat vin la primărie și lucrăm aici echipă pentru a scoate la capăt. Din păcate, întâmpină o problemă gravă, problemă pe care nu o înțeleg. Pe lângă faptul că foarte mulți nu ne primesc în curte și nu acceptă discuția absolut de locurile, cei mai mulți nu vor să ne pun la dispoziție documente. Aceeași placă ne pun toți că sunt la primărie. La primăria Chilegiu, care orice primărie din țară, nu există documente în original. Adică, după 2008 încoace să spun, 2004, 2008, când ne-am făcut primăria nouă, sau și când avem un sistem de aprobare și de memorii, sau și introdus date. Dar ce înseamnă documente, nu le găsim la primărie. Cele pe care le avem, le folosim. Sunt foarte mulți care nu vor să ne pună la dispoziție acte de stare civilă și acte de proprietate. Fără el nu putem să îi cadastrăm, să le facem extrasele carte funciară. Și asta e mare problemă pentru că suntem în pericol de a pierde finanțarea. Și a rămâne în aceeași situație în care suntem și astăzi, în care fondul funciar nu arată așa cum arată, nu sunt documente și cum acte de proprietate, nu știm exact decât așa, ce suprafață are comuna, cât se numește pădurile de hectare avem, cât se intravenam, cât este intravenam. Totodată lucrăm și la punct, care am să vom finaliza și vom avea mai multe zone pentru greșeală de demaralizare, ne-am venit și cu arhitectul de a prelungi intravilanul în mai multe zone în care avem solicitări de a se construi. Rugămintea mea, și o spun și aici în fața camerei, și o spun și dumneavoastră, încercați să ne sprijiniți, să vă implicați dumneavoastră, să spuneți vecinilor ce probleme mergeți cu documente, pentru că noi am trecut pe la fiecare pe la poartă. Am trimis de 2 sau de 3 ori în științări și adrese să se la primărie. Nu este simplu pentru noi, altfel pierdem finanțarea respectivă. Și e păcat
ca atunci când primăria îți vine cu... să faci șapte... Gândiți-vă că nu avem proprietari de teren, de funcție, cei mulți sunt de funcție, care se adună pe puțin de 8-9-10 imobile. Un 10 imobile pe un milion de proprietate înseamnă la prețul 1.000 de 700 de lei astăzi, că se face un cadastru, înseamnă 70.000 de lei, cu 7.000 de lei. Cred că e un sprijin pentru tine. Ce nu înțeleg? Ei înțeleg că extrasul de carte funciară nu înseamnă și un drept de proprietate. Asta nu înseamnă dacă până astăzi nu ai avut alte pe teren, când ți-au dat cu numit bunicul sau tu ai făcut schimburi de proprietari, de acum încolo devii proprietar de drept. Nu. Ai un extras de carte funciară în baza căruia poți să ai titlul de proprietate, să faci o dezbatere de moșterii, să faci un alt devzare de cumpărare, o donație sau altceva. Sunt convins că să le înțelegeți. Sunt convins că mulți și din colegi din cetățenii comuni au înțeles, dar așa cum 30 de ani nu i-au interesat și nu au venit să depună documente, și acum la fel, aceeași situație. Dar azi mergem la ei. Mergem la poartă, am cu colegii primăriei care au făcut comisii zilnice, cartierul am terminat-o, suntem acum la Hedegiu, noi trebuie până la 1 august să finalizăm acest proiect astfel, suntem pasivi de penalități și nu e normal să nu scoatem la capăt, dar tot avem șansa aceasta să găsim o firmă care s-a implicat și care chiar se implică. Nici nu mă gândeam că au atat forță situația în care un imobil cadastrat înseamnă undeva la 100 de lei. Iar acolo nu sunt proprietari, înseamnă 12 lei. Nici hârtia pe care o scoate la serios nu e... Știți? Da. Dacă sunt discuții cu acest proiect, cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statutului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului structurilor serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Hedegiu, inițiator primar Enemicu Ciprian. Tot cum și la început următoarei anul, apropo de organigrama, de data aceasta avem trei modificări. Cu prima modificare e transformarea unui post de funcționar public a unei colegi de la Taxe și Impozite, care a trecut la un alt nivel, după doamna Marcica Pavăr, care a trecut examenul la gradul personal superior, inspector clasa 1. Și completarea organigramei cu două posturi pe care intenționăm să le scoatem la concurs anul acesta, nu știu dacă o să le scoatem în vară, în toamnă, în primăvară, pe DSRD și prelentare cu apă, un post de șofer la deservire și un post de referent treapta a doua cu studii medii pentru alimentare cu apă. Cei din Răvigeș și Denec cred că au sesizat că de două luni, aproape două luni, nu mai avem probleme cu apă. Bine, asta și pentru că se consumă foarte mult la apă astăzi, dar și pentru că, zic eu, ne-a reușit în locul să facă acea captare cu la Drăgugești, care ne-a triplat volumul de apă. Pornim cu o privată pe zi la televiziune, cu 3-4 ore, războiul se primere. Și rezervoare. Nu se consumă la fel ca urbanul, în primul rând, dar oricum a crescut. De aceea îmi doresc să înființez un post pe rentare cu apa unei persoane care să fie în mijlocul beneficiarul, să spun, zilnic. Să mântăm apometre, să le citim, să le încasăm, să înțeleagă cu toții că orice utilitate trebuie plătit. Și că nu se poate să folosești. Am venit persoane care nu văd apa din 2007, din 2012, din 2012 s-a deschis vedeți în prima dată. Nu vă spun, acest apometre pe după apometru pe geamul la intrare, la sminul vieții și am tot depistat și cel puțin în ultimii ani tot felul de branșamente făcute, chiar de firmele care au fost plătite de noi să facă branșamente la înțelegere cu proprietarul, nu mai treacă prin apometru, mai fără două treacă prin spate să ajungă la... nu se spune că ne furăm pe celălalt, sau cel puțin asta înseamnă, ne furăm pe celălalt la celălalt, pentru că dacă tu îți bați jur de apă și deci unul oare, nu înseamnă că tu ai de multă ca el. Nu o să putem să punem la fiecare apometru, chiar dacă am făcut un cap, chiar dacă am făcut o socoteală și asta mi-aș dori să scot toate căminile în zona publică, în fața porții și să le controlizăm. Nu ne permite și nici legea nu ne permite, pentru că nu este legal.
Eu nu pot să scot din... Și n-ar fi ok pentru cetățenii din Hredu și Brătila, să scot din buzunar acum câteva miliarde, să cumpărăm apometre, să cumpărăm cămine, să cumpărăm conducte, iar un cămin echipat la Liberman cel mai ieftin și care nu e recomandat din punct de vedere, pentru că nu măcar nu are capac de trafic greu și un capac, undeva la 1000 de lei. Asta fără manoperă, fără săpătură, fără... Gândiți-vă că la 800 de abonați că avem în drept și drăguță, am spus acum 1 miliard la un calcul simplu. Fără manoperă și fără săpătură și fără alte... Nu ne permitem astăzi. În schimb, am venit împreună cu colegul meu să construim, să facem niște cămine, măcar la începutul fiecare ulițe. Să avem control pe fiecare uliță în parte, iar ulița care e mai mare să o împărțim în două. Să avem și control pe a putea opri apa, că avem avarii în care sunt obligați să trebuie un traseu pentru când ajunge și să o și contorizăm acolo. Dacă aș avea un 10-15 contoare principale pe teren și un 10-15 pe Drăgugești, aș avea și o viziune a consumului real. Dacă la 15 case s-au consumat în două serii 30, 40, 50, 80 de mii, 80 de metri cu piață, înseamnă că acolo e o problemă. Eu spăr tot, e cineva care își bate joc. Pentru că știm cu toții că avem și persoane care au drumul la apă în fântână, au fost și găsiți, au fost și... În fine. De aceea am spus că e nevoie de un post acolo și e nevoie de un post de șofer care să fie folosit la celelalte utilaje pe care noi le avem, pe care am trecut de-am achiziționat, pentru că nu reușește un singur șofer postel să urce și pe mașina de gunoi, să fie și pe burdo, să fie și pe autoritanș în același moment. Repet, avem momente de avare pe autoritanș când trebuie să intervină imediat, iar atunci el poate să fie la Brătila și strânge gunoiul. Au fost scăderi de zăpadă în iarnă și că au fost câteva în care au fost nevoie să vină sprijinul firmei care asigură dezăpezirea și atunci să vină și pe bunul instalator. Și am venit cândva în anul acesta, în vară, poate să scoatem la concurs și un post de șofer. Bineînțeles, asta am făcut de bilet pe care vom avea. Încă nu avem toate sumele, așteptăm. Cert este că până în 30 februarie trebuie să avem deja aprobat. Da, poate vin mai devreme sumele la Consiliul Județean și atunci vedem ce împărțim. Dacă sunt discuții? Da. Vreau să vă întreb. Deci, dacă am înțeles bine, fiecare sat în care este apă și canalizare, de fapt, dacă am înțeles, după câte știu, fiecare sat în care este apă și canalizare are câte un angajat pentru a deservi acest serviciu și dumneavoastră vreți să mai angajați unul. Deci, mai înainte ne spuneați, dar când ați voie să termin, mai înainte ne spuneați că s-a fost cu debitul de apă și că pompele sunt pornite o singură dată. Adică oamenii ăștia nu muncesc 8 ore pe zi, pornesc pompa cel mult de 2 ore pe zi, da? Și dumneavoastră vreți să mai angajați încă unul ca să... Ce? Care să facă încasări, pentru că nu poate face încasări casierul de la primărie, știți foarte bine lucrul acesta. Cei care sunt angajați pentru apă sunt muncitori necalificați și ei trebuie să facă altceva. E nevoie de un om care să facă acea trecere între primărie și... Da, probabil vreți să faceți birou. De ce nu pot încasa? Nu fac birou. Voi face un compartiment, un serviciu, pentru că știți foarte bine că apa noastră nu este autorizată nici astăzi rețeaua de dare cu apă. Iar pentru înființarea unui serviciu, e nevoie de câțiva angajați acolo care să îndeplinească aceste condiții pentru a fi înființat serviciul respectiv. Da, dar nu e vorba despre asta, ca să propun doar un singur post să înființați. Și de ce angajații care sunt în primărie la compartimentul contabilitate, încasări, nu pot încasa apa? Pot încasa apa, dar nu au un fișa post. Dar trebuie să am un fișa post fiecare taxă special, precizată? Păi am trecut fișa post, nu-i mai simplu, decât să angajați-o. Nu știu dacă e mai simplu, că trebuie un serviciu. Este o obligație care nu ar trebui lucrat și în post. Da. Și deserventul? La fel. Deci trebuie un deservent care să fie prezent și când e nevoie să se vidangeze, poate săptămâna asta nu e nevoie de nicio vidanjare, dar noi să avem un șofer acolo. Domnul primar, tocmai spuneați că nu aveți bani. Tocmai spuneați că nu ne plângem și că nu avem resurse. Păi dumneavoastră veniți cu două propuneri de angajări. Eu nu mă plâng că nu am bani. Nu m-am pus niciodată. Nu dumneavoastră personal. Nu personal, cu primărie. Așa personal sunt plâng. Da, e altă treabă. Poate am. Ne îndoim. Vă bogați. Așa așa ne Deci astea sunt propunerile stringente, în condițiile de criză, în condițiile pandemiei. Sunt propuneri pe care eu le fac și sunt convins că vor duce la
respectarea și a bunei desfășurări a activităților atât la legalitate, cât și la cea legată de serventul care va deservi utilajele din dotare. Cea de la gunoi, noi avem două mașini astăzi, unul de excavatorul, autovitanja. Dar repede, am tot și înainte. Avem un organigram pe care astăzi o modificăm. Nu aprobăm astăzi și concursul și condiții de scoatere la concurs la acestor două porturi. Era o lipsă în organigram, nu aveam un post de șofer la HRG-ul și știți foarte bine că este un post de șofer la HRG-ul în cadrul primăriei. Și e posibil că atunci de a promovea bugetul, toamnă, vară, că așa am și repetat, să scoate și la concurs. Nu înseamnă că l-am și scos sau că și l-am și bugetat. Avem și un om angajat care poate să fie rândul cu primarul, dacă... Da, probabil persoanele sunt și alese, sunt selectate. Nu, asta e problema mea. Problema este că sunt niște oameni care, repet, pornesc două pompe de două ori pe zi, iau un salariu integral, iau sport, nu iau de toate. Intervin toate avariile de pe rețea. Intervin pe toată rețeaua asta care ne face. Cât de des, cât de mult? Fac un gest opt ori pe zi? Cred că intervenși de 4-5 ori pe zi, să vă să știți asta. Acum când presiunea este foarte mare. Pentru că rețeaua este așa făcută cum a fost făcută și știți foarte bine că nu este să ne simte nici un metru de rețea de alimentare cu apă. La fiecare ploaie, cum a fost acum un pic de apă mai multă, rețeaua s-a lăsat. Au fost intervenții pe strada... Peste tot au fost intervenții. Și pe 31 decembrie, Marius, la Delen, este sunat în fiecare zi pentru că s-au învățat să sune la unul primăriei, inclusiv la schimbarea lumezului din curte. Dacă nu, se oprească apa. Apometrelor, cum se numesc astea? Coadele lor din curte nu mai funcționează, că nu protejează nimeni căminul respectiv, e plin cu apă. Duce omul, scoate cu căldarea, scoate cu pompă de 12V pe care leagă la mașina lui, iar cei de lemn poate să confirme lucrurile dacă nu este așa. Atunci este aceeași situație. Îmi trebuie un om care să verifice zilnic apometrele, care să vină în sprijinul lor pe amândouă, pe toate trei satele, de mai în toate trei satele, în doar de lege de bugete, și pe HRG-ul. Și eu cred că un om prezent în mijlocul lor zilnic, poate ne-al... Altul. Un supervisor, care ăsta nu poate citi. Un șef de birou. Ăsta nu poate citi contorii, nu? Cei care sunt acum nu pot citi contorii, trebuie altul să mi se pare, nu știu, ca să nu vorbesc... Da, ăsta trebuie să vă strângeți eu deocamdată banii comuni și... Dar nu gestionați dumneavoastră, noi gestionăm domnul primar. Dar noi aprobăm sau nu aprobăm? Puteți să nu aprobați, păi atunci când ați putea dumneavoastră posturi, nu au fost discuții, au fost poate... Domnul primar, sunt trei oameni alimentare cu apă, fiecare sat are cât un oștru, dar trebuie să mai angajați unul. Sunt trei oameni pe 1500 de abonați. Așa. Traseu de 3 kilometri. Spuneați că nu încasați. Și mai vreți. Nu ca să-l încasăm. Face serviciu și plătiți din ce încasați de la populație. Nu să fac serviciu la vă rog frumos, nu abțineți-vă și nu vă faceți să... Mi se pare... Spune și lucrurile care nu mi se pare să ne spune la față. Dar spuneți-le că... Știți foarte bine ce nu te face serviciu. Nu știți foarte bine ce lucrurile. O să facem, că ne chinuie să-l facem. De 4 ani cerțim mai chinuie să-l facem. Păi foarte bine. Tocmai asta e ideea. Oamenii v-au creditat, faceți. Dar mi se pare că să riscați, exagerați în condițiile în care spuneți că este criză, că spune restructurări, inclusiv în aparatul bugetar. Nu, am spus că suplimentăm un organigram, n-am spus că am și-a angajat deci, astăzi. Dar nu, mă întrebați pe mine când scoateți la concurs. Dar cine să vede? Nu poți local? Deci scoateți la concurs, nu da. Nu se scoate prin Consiliul Local, un post la concurs? Nu, dumneavoastră scoateți. Cine e angajatorul? Consiliul Local sau primăria? Primarul. Dacă aprobarea Consiliul Local. Nu. Consiliul Local a aprobat organigrama, restul faceți dumneavoastră. Cum vreți, cum vreți, cred că în februarie e angajat. Da, mă rog, eu sunt total împotrivă. Mai sunt alte discuții? Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Elena, una abținere, două. Proiect de, trecem la următorul punct, proiect de hotărâre privind nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul Comisiei de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale ale Secretarului General al Comunei Pelerin, inițiator primar, Enrico Ciprian. Da, o să nominalizăm doi consilieri. Patrona Constantin. Consilier județeni, nu? Nu, local. Local. A fost o greșeală. Nu. Proiectul, dacă vă uitați, nu. Cursul proiectului, dacă vă uitați.
Eu sunt... Doar la dispoziție, scria. Sunt subiectivă. Da, nu, am lucrat cu doamna secretară, întotdeauna se poate mai bine, n-ar vrea să fie din cauza mea. Eu cred că se poate mai bine. A, nu știu, domnul Stoica. Nu, nu. Doamna Stancela, nu ești cu vorba. Dacă vreți să-mi dați propuneri. Aștept. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, cine nu e. Diverse, cine se înscrie la cuvânt? Doamna Vădii și... Da? Da, atât. Pentru că ne pregătim să aprobăm bugetul, să discutăm bugetul și pornuiesc că va fi comunicat puțin mai... puțin mai curând. Măcar cu câteva zile înainte, dacă nu cu 15, cum spune legea. Aș vrea să vă... Da, domnul primar. Da, nu, erați într-o discuție și am zis să finalizez discuția. Anul trecut am aprobat pentru bisericile din Comuna Hâlegiu câte 20 de mii de lei pentru fiecare biserică. Nu, pentru fiecare parohie. Pentru fiecare parohie. Corect, corect, pentru fiecare parohie. Au fost dați în baza unui protocol de finanțare pe asociații și fundații sau pur și simplu au fost donați? Au fost dați către parohie. O parte au fost. Erați în contul parohiei în faza facturilor, achizițiilor, o parte în contul firmei care a cumpărat direct produsul. Deci nu s-au dat bisericii? Nu rătă de parohie. Nu pot să spun acum că au luat direct ca parohie și care au luat direct pentru. Dar nu e aceeași lege pentru toți? Nu e o regulă? Nu, e aceeași lege pentru toți. Nu, s-a modificat, nu e aia. Se finanțează asociere... pe baza asociațiilor și fundațiilor și biserica este recunoscută ca o asociație religioasă. Deci probabil nu știți detalii. Nu, dar puteți să-mi spuneți, da, mă rog, chestii. Pot să vă spun că se fac protocoale de finanțare pentru un anumit obiectiv. Puteți să ne spuneți ce anume s-a finanțat pentru fiecare biserică, pentru că bănuiesc că urmează să susținem din nou. Eu sunt de acord și bisericile unele chiar au mare nevoie chiar de reparații, cel puțin la de lei, nu mai spun și la Brătila, Răzeșu, dar care au fost obiectivele care s-au finanțat? De din câte știu eu, la Hâlegiu s-a finanțat construirea unei capele mortuare, care astăzi este la acoperiș și care arată foarte bine și chiar o să trece părinte pentru toată implicarea. La Drăgugești, la fel, tot da, la capelă știm. Care este aproape finanțată și urmează să fie sfințită anul acesta. La Deleni a fost ultima biserică care a venit banii în luna decembrie, anul 22-23, pentru că părintele a considerat că nu sunt suficienți bani să înceapă la casa practicală și urmează să, casa mortuară, dacă să vedem, și că urmează cu bănuții de anul acesta să achiziționeze tot ce înseamnă cărămidă, BCA și nu știu ce, să nu știu ce sunt la nivelul celorlalți. La Brătila, la părintele Ciprian Coșa, cred că banii au mers tot către... Da, nu cred, sigur. A fost prima biserică care a primit bănuții în contul Eliplast, care a schimbat geamurile și ușile la școala care am predat de lucru gratuit. A fi transformată în capelă. Iar la Ciortea de Jos, pentru petrolul din curte, sau parcare. Nu parcare, nu parcare, a fost făcută de primărie. Nu, pentru betonul din curte, cred. Beton, scări, nu știu exact. Dă și știu ce mai bine și dau socoteală în fața puterii conturi atunci când avem lucrări, pentru că ne prezintă, iar domnul contabil nu virează banii, fără proformă, fără solicitare din partea parohiei și a Consiliului Parohial. Treaba cu fundații, cu asociații, nu știu. E posibil să aveți dreptate. Cred că au fost deja instruiți de către părintele protopop, de către alte pețe bisericești, nu știu, să-și înființeze fiecare asociație? Nu, biserica în sine. Biserica în sine. Dar este o instituție și poate primi sponsorizări da. Și susține financiare. Eu, de când sunt primar, am împărțit tot un amor legal și fiecare preot, fiecare parohie a primit o sumă mai mare sau mai mică. Dacă mă întrebați mine, putea fi și mai mare, pentru că
biserica aceea nu este a preotului Taraipan sau a preotului Poșa, e a noastră, a comunității, a satului, rămâne acolo. Acum, dacă mă întrebați, și știți foarte bine că 20.000 de euro sunt pe care o dăm noi, eu sunt foarte mari, ținând cont că sunt cheltuieli foarte mari, și trebuie să știți foarte bine că trebuie. Nu, dar propun să le dăm mai mult, dar acolo unde s-a făcut, de la DR nu s-a făcut nimic, ca să înțeleg că nu au avut nevoie de bani, că o zis că sunt au primit banii acum. Au primit banii de aceea și iar în cont, împreună cu banii pe care vor primi acum la începutul. Adică i-ați dat în cont pe degeaba? Nu pe degeaba, pe o proformă, pentru achiziția de cărămidă. Păi și proformă nu-i la fiul? Păi le-a luat cu materialele. Nu am luat cu materialele, pentru că nu poate să le construie. Nu, eu întreb asta pentru că, repet, sunt convinsă că o să veniți cu alte propuneri când ar trebui susținut agenția electorală, dar ce au făcut bănuții care i-ați alocat? Eu asta întreb, deci nu au nevoie de ei. Da. Înțeleg că la Găleni, biserica se dărâmă, dar n-a fost nevoie, că au fost puțin, dar în decembrie n-au mai fost puțin. Deci, să... domnul primar, lăsați-mă cu frustrare, cred că avem o problemă. Așa, să știți că eu vorbă, cine zice ăla e. Dați-mi da, colo de treabă, dar da, altceva nu mai știți decât că sunt eu frustrată. Pe bune. Dar văd că vreți să aduceți niște lucruri care chiar mi se par că nu sunt regulă. Eu spun că sunt niște discuții pertinente, că s-au dat bani și nu se dau bani la... Știți foarte bine discuțiile astea pertinente, știți foarte bine că eu sunt produs, îmi plădic, am lucrat împreună. Nu sunteți produs, nu spun, nu spun, da, domnul primar. Nu sunteți, nici în vis nu gândiți așa. Nici în vis să nu gândiți așa, da? Eu nu am format oameni, cu atât mai puțin cu atât mai puțin pe dumneavoastră. Deci nu, nici... Era nu. Dar vă rog, terminați-o frustrările astea. Dar nu sunt frustrate. Una, două, dați că sunt frustrate, pe bune. Adică de ce aș fi eu frustrată? Dar nu asta simt, că mi se pare că ăsta cu un lucru pe care chiar vrea să mă întrebați. Ce să fac, să iau banii înapoi? Păi dacă n-am avut nevoie de bani... Nu am avut, domnul, nevoie, nu te-am n-am avut, pentru că nu erau bani suficienți ca să cumpere. Eu, din și în decembrie au fost suficient, erau dat comandă în baza la bani și cu ce o mai adunat. Păi nu te-ai adunat comandă de... S-au schimbat geamurile toate la biserica. Nu i-au folosit la geamuri. Nu, păi nu, dar zic, am făcut părintele, la asta mă refer. Piramidul către parohia de Lene a fost făcută undeva în jurul 20-22 decembrie. Repet, pe o conformă de la tot pentru cărămidă. Nu sunt suficienți bănuți, urmează să primească în februarie, martie, diferența de bani. Cărămida nu este astăzi la parohie, este în custodia firmei care o livrează, cum mi se pare și normal să fie, nu o să apuce acum să construiască cu cărămidă și să zidească. Știu că erau probleme și sunt mai mari probleme legate de pictură și de tencuiala de la biserica de la Deleni. Și crapă, și biserica. Foarte bine. Crapă, de aceea părintele au considerat că trebuie să schimbe geamurile, că erau vechi din 49-50 de când. Și au schimbat geamurile și ușile pe cheltuia la parohie, cu bani de la Enoriaș, cu nu știu cu ce, nu m-am întrebat pe mine. Banii care am dat noi 20.000 de lei merg către parohie ca să cumpere cărămidă în vederea ridicării acelei capele care, pe care dacă mă întrebați mie, părintele au gândit-o ca mărișoară, când l-am întrebat de ce așa de marcea de solidă, omul mi-a spus că intenționează, dacă mai fie raport sau altcineva, pentru că nu poate băga biserica în reparații fără să aibă un plan B acolo de soare activitatea și slujbile, atunci când va fi ridicată casa respectivă, mortuară, capelă, cum să numi, pentru că e destul de mărișoară, să o poată folosi ca locaș și care să-și desfășoare activitatea și să intre cu biserica în renovare. Nu știu dacă o să aibă puterea, nu știu cât costă și cred că știu mai bine că mine că renovarea unui biserică costă foarte mulți bani. Eu știu că noi astăzi, Primăria Helegiu și Consiliul Local, nu își permite să dea parohil mai mult de 20.000 de lei. Acest bani pe care îi permite noi astăzi. Dacă dumneavoastră aveți alte resurse și credeți că putem atrage alte fonduri din alte părți, noi am încercat, n-am reușit. Chiar cu biserica de la Gărei, am încercat pe Ministerul Culturii la un moment dat să atragem niște bănuți. Nu, eu am constatat doar că și cei care s-au dat nu s-au cheltuit. Și nu doar la biserica de Lene. Despre asta e vorba. Și când se dau, și când se dau, se finanțează pentru ceva și acel ceva trebuie să existe. Eu asta știu că trebuie să... Au o chizonă niște cărămină care, respect, o au în custodie la, cred că la tot, dacă nu mă înșel, urmează să o achite integral în februarie, martie, atunci când le vom da banii. Părintele de la Păina Cireștiului, el nu m-ați întrebat, a ridicat
Domnul primar, dacă îmi permiteți, nu mă rog pentru doar să completez. Nu știu cum reușește, dar a dat comandă în decembrie de geamă și uși pentru toată biserica de la Praia Cireșului. Am avut o discuție cu părintele Ioniță, care spune că banii de anul acesta, m-a sunat chiar pe cărțile trecute, ei va folosi pentru scările de acces în biserică, care arată foarte rău și că vrea să le reconstruiască sau să nu știu pe cum le sunt specialist acolo, un structurist, că sunt destul de depărtate, sunt crăpate, sunt fisurate, nu știu. Nu cred că e bine să le îmbrace în ceva, cred că e bine să le facă de nou, dar asta o să dea un proiectant soluția și da, propunerea mea era ca până la construirea noului buget anul acesta, cred că și preoții noștri, dacă nu sunt supărare, ar trebui să ne prezinte un raport pentru ce s-a întâmplat cu banii, ca să nu mai fie discuții de niciun fel, da. Pentru că discuțiile nu sunt doar în Consiliul Local, sunt și între sunt oameni. Sunt în ființă, acum e vorba de bani, sunt discuții. Da. Și sunt toți că așa este. O părinte de Coșa, de exemplu, m-a sunat prima săptămâna trecută, intenționează și la Răzieș, nu știu unde, ar putea să construiască o cameră mortuară. Să știți că e nevoie și eu sunt pro construirea acestor capele, pentru că chiar este nevoie. Trăim timpul noi, nu mi se mai mare normal și nu sunt de acord, chiar dacă mama s-a supărat pe atunci când am spus că părerea mea este alta, ca mortul, mama s-a supărat pe mine, că mi se pare normal că atunci când ai murit să te duc la capelă, tu e mai ok decât să rămână în imagine în casa mea. Așa o simt eu, poate greșesc, poate nu știu, tradiții, dar noi o respectăm și părintele Coșa îmi spunea că vrea să construiască o capelă undeva la Răzeș. Nu știu unde vrea să construiască, eu nu știu să fie loc la Răzeș în care poate construi. În schimb, i-am oferit o, nu știu, i-am dat un sfat, să spun așa. Eu aș, în locul dânsului, aș cumpăra, aș încerca să achiziționez acel teren dintre căminul cultural și dintre dispensar și biserică, de la familia Ungureanu, care au fost anul trecut la mine și chiar sunt interesați și că vine, fără nicio problemă, cred că parochia împreună cu noi, să-i sprijinim într-un fel sau altul, să achiziționeze acel teren, iar acolo ar putea să construiască fără nicio problemă, mai ales că ar putea să și mărească cimitirul, că cunosc foarte bine că merg săptămâna acolo sau poate... 40.000 de euro. Nu știu dacă vrea cu totul. Nu cred că toată casa. Cu toată casa. Nu știu prețul. Dar nu casa, acolo ce e? Are și casa. Nu, eu vorbesc, eu când am vorbit cu domnul Ungureanu, care e profesor la Iași, i-am spus și i-am sugerat dacă ar putea să facem o dezmembrare în care să-și vândă casa cu terenul aferent și grădina din spatele dispensarului către un potențial cumpărător și interesat, iar partea aceea cu care merge cumva paralel cu așa în magazia și grădina, să o ia parohia și să știți că nu a spus nu. Și eu cred că sunt oameni cu credință, oameni cu bun simț, care ar înțelege foarte bine lucrurile. Eu aș obține discuția mea cu doamna doctor și cu domnul profesor, asta am tras concluzii. Eu am 30 ceva de hectare în teren, în grătirea, mult din pământul acela e ocupat, să spun, mă puțin după sau de fel de familie, nici măcar să o să știa terenul înapoi. Și la mea 30 ceva, nu știu pe dintre noi, am renunțat la 30 ceva de hectare. De aia cred că dacă avea o discuție cu dânsii, poate parohia cu părintele, cu noi, nu știu, cu dumneavoastră, să desprijinim, eu aș vedea-o cea mai la îndemână, decât acolo în înghesuială din curtea bisericii. Știți cu toții că nu... că nu știu dacă poate construi acolo, că cimitirul e domeniul public, curtea bisericii e a parohiei. Tocmai de asta să continui. Vă propun să aveți în vedere cum veți fundamenta bugetul, pentru că, așa cum am spus, unele biserici au nevoie mai mari decât altele, adică jos pălăria pentru Părintele Bodea, se vede, chiar dacă dincolo de afinitățile noastre personale. Dar cred că și la Delen și la Brătila Răzeș, unde e biserica Crapă și aveți soacra mormântată acolo, cred că ar trebui investit și trebuie avut în vedere o finanțare pe biserică, nu pe parohie. Pentru că nu este normal ca unul care are două imobile de biserici să le întrețină, să primească aceiași bani, cu cel care are una singură. Dar nu a primit bani pe fiecare biserică. Pe fiecare biserică s-a primit. Nu, doar acum doi ani. Anul trecut nu. Nici acum doi ani, niciodată. Nu a fost pe parohie, nu a fost pe biserică. Cheltuielile sunt pe
Da, pentru că sunt două instituții diferite, două rânduri de facturi, cheltuieli și așa mai departe, de întreținere. Da. Nu vedem cum împărțit. Acum v-am spus. Numai acolo în cazul. Și au și comunități. Imaginați vă la de lemn, eu sunt o biserică, dar e și satul. Da? Ajută și satul și comunitatea. Pe când la Brătila este împărțit, este segmentat în trei. Nu e tot satul, ca să spun, să susțin o anumită investiție. O anumită investiție pentru biserică. În mod de cal, așa cum să nu, putem să mai punem un exemplu la parohia Brătila 2, să spunem că... Da, să spună pentru ce-i face, să vină cu obiectivul. Nu, dați bani și eu. Eu sunt convins că fiecare căruț și-au găsit locul acolo unde trebuie la biserică, au facturi și dosare pentru fiecare cheltuială în parte, lucruri care se văd, vă spun la religie, chiar să nici nu mă așteptam că iasă lucrarea care iese, să nu continuă și din gustul terenul respectiv. Eu nu lucrează acum la acoperiș și la ieși foarte bine. Eu cred că poate să concureze bine cu părintele Bolea la prezidente. Iar poate ca să fie constructiv, poate să spun așa, și poate câștigătorii suntem noi. Legat de buget, nu avem încă sume la cum scurgețeam. Știam că nu este o este prins de Consiliul Județean și că se discută și bugetul. Am primit ordinea de zi de la un coleg consilier județean. Se pare că nu se regăsește pe ordinea de zi bugetul. Dacă nu e luni, înseamnă că se mai întârzie. Noi, prin lege, suntem obligați să aprobăm bugetul până pe 10 februarie 2022. Ne-au venit sumele de la ANAF, care sunt aproximativ egale, să spun, cele de anul trecut. Aștept să vină și la Consiliul Județean. Nu o să putem să transmitem și să respectăm legea, pentru că nu avem cum. Noi deja am urcat pe site de ieri, cred, bugetul așa pe funcționare, cum l-am gândit într-o fel sau altul. E aceeași problemă care am făcut de fiecare dată, pe partea de funcționare, salarii, mai mult de 50% din bani se duc. Chiar mai mult. Noi mai rămân cu 15 miliarde pe investiții, plus ce primi la Consiliul Județean, dacă vom primi ceva pe drumuri, acolo ne-aș dori să primim. Nu știu cum se împart, vă spun sincer, o să vedem cum se împărțim, să ajungem în fiecare sat, în mod egal. Avem o grămadă de proiecte depuse, nu avem finanțări, nu are nimeni. Aseară, la ora 11:30, am primit apel de la mesaj de la Ministerul Dezvoltării, că se deschide o platformă începând cu ora 24. Am încercat platforma respectivă, n-am putut să intru blocată, pentru a avea o comunicare între Angels, între Ministerul Dezvoltării și Primării, în baza măsurii, nu axei salinii, la care ne-am depus două proiecte deja. Unul dintre ele mi se pare normal și așa ar fi și în regulă să intre din prima, pentru că canalizarea și apa erau prioritare, cel puțin la întornirea axei, așa s-a discutat. Vorba de apă și canalizare între Bugeș și Brătila. Mai am în vedere câteva proiecte pe planul național de redresare și reziliență, unde sunt sume, dar nu știu pe care le putem accesa. Multul dărind de copilul din Constanță la Iași, nu stăm, ca la Terea Părăi București, la Iași, așa în păcate... Anunța cum ai tăi din investiții. Să știți că era cu cine vorbi la București, ca să știți încă nu s-a terminat în părțile la scaun, la director, la agenție, la secretarul de stat. Păi nu, cu până ne-a terminat, să da, se schimb. Iar pe totul suntem noi. Deja a fost ce am anunțat că renunță la unii investiții. Tocmai n-am să cred că din comun să pleci, din fapt. Din fiecare comun să pleci. Mă anunța că o să renunță la unii investiții. Dar gândiți-vă că avem proiecte depuse pe CNI de 2 ani de zi, de 2009, de 3 ani, după mea, care sunt în etapa de valoare și acum. Pe Angel Salini, în care se vorbește cu bani pe reziliență și pe toate, din septembrie anul trecut, a pus tot în etapa de evaluare. Nu doar la EDC-ul, nici o comunitate din țară nu a primit niciun răspuns, nu o vorbim. Da, dar mai sunt alte discuții? Dacă vine cu domnul Căciun. Dacă nu mai sunt alte, domnul Nicolae are până la ședința următoare, conform codului administrativ, trebuie să aduceți rapoartele de activitate, la anterior. Da. Deci dacă mai sunt... Obrigado.